Astăzi o să reacționăm la colecția de Dash al Mădălin, deoarece am văzut că vlogul cu Dorian v-a plăcut foarte, foarte mult, așa că am zis să reacționăm de acum la colecțiile de Dash ale youtuberilor. Știu că are un vlog de acum un an de zile pe care l-am aici, știu foarte bine când a făcut vlogul ăsta acum un an și îl mai are și pe acesta de 2 săptămâni. Ei bine, la acesta de 2 săptămâni o să ne uităm și cam asta este, haide să trecem să ne uităm, haide să trecem peste partea asta de intro. Ambușuri cu niște Nike SB Dunk X Off-White. Da, băi, dancurile alea cu Off-White, chiar dacă nu se SB, dancurile cu Off-White pe care le are Mădălin, loturile alea, bă, mi-mi plac foarte mult, astea de aici din colțul ecranului, nu știu, îmi plac niște foarte, foarte mult. Niște chestii astea simple pe care le pot. Ia să mai vedem. Eu am mai umplut cu mulți Jordan. Jordan bine, chiar bine pe Retro 1, văd Racer Blue-uri, văd UNC2 Chicago, văd perechile alea de Core Purple 3.0 și văd Chipine Green 2.0. Gata, hai că a început, hai să vedem. A doua pereche din colecția de Easy 350. Și prima din colecția mea, bă. Una dintre cele mai legendare perechi de Adidas din colecția mea. Perechea aproape de unde a plecat totul. Mai e perechea de Oreo înainte ei, dar asta a fost prima câștigată pe numele meu. Unele dintre primele raffle-uri la care eu m-am înscris, adică de-aia Beluga, Beluga 2.0. Beluga V2. 2.0, da. Și prețurile pe care le au în momentul de față acești Adidas. Și nu mai țin minte exact cât am dat eu, nici măcar nu mai contează. Adidas Easy Boost 350 V2 Beluga 2.0, mărimea, am căutat și pe mărim, este numai mult, numai puțin de 896 de... Atenți. Mădăline, iar ai făcut o greșeală foarte, foarte mare. Ai luat prețurile de la Buy Now, pe lângă că ai luat prețurile de la Buy Now, pe lângă să-ți conectezi contul de StockX, trebuia să faci chestia asta ca să vezi prețul real în momentul de față, gen prețul cu tot, cu taxe, cu transport și așa mai departe. El a făcut nebunia asta la Lowest Ask. Ei bine, nu trebuie să ne orientăm chiar acolo, cam la sale-ul, cam pe acolo trebuie să ne uităm la perechile de Adidas. Știu că problema asta este destul de des întâlnită, așa că dacă aveți o pereche de Adidas și vreți să o vinde sau așa, uitați-vă cam la last sale-ul ăla, plus minus, cam pe acolo vă puteți învârti. Dolari, o să las și aici toate screenshot-urile, să vedem 10 V2 Beluga, din câte... Ce-mi dorești o pereche asta? Văd, este $830, ăștia nu sunt V2, este V... $830 înseamnă că a făcut clipul ăsta înainte să se facă restock-ul cu reflectivuri? Cred că a făcut clipul înainte sau? Nu, l-a făcut după, că-s 2 săptămâni de acum, adică nu, sigur alea s-au lansat înainte. Așa mulți sunt, $830, da, văd că HS bid-ul $367, deci se învârt undeva pe la 400-450, cred că, de dolari, deci vreo 350 de euro. $830 acum, pentru că ăștia am din 2016, deci gândiți, asta este prima mea pereche de Easy. Breduri bune. Ever, și după aia au început și astea. Asta este $420. Bă, dacă nu-și dădea restock perechea asta, avea niște prețuri wow, wow, wow. Deci imaginați-vă că prețul ăsta e exagerat de mic. Eu când am pus prima oară mâna pe perechele astea de breduri, era undeva prin 2018, iar o pereche de breduri era la modul 700-800 de euro, gen, bă, era insane de mult. Dar, într-adevăr, e un colorway destul de interesant. Cred că de asta l-am mai făcut odată, Kanye. Ia să vedem. Este black, red, dar toată lumea le zice bread. Bread vine de la black și red, nu? Cred. Ce handicap creier. Poate să-mi dau piciorul, n-aș știu niciodată, acum mi-am dat și eu seama. După aia mergem la Sesam, Susan, la Susan, care sunt... Nu-mi plac, nu știu, vă plac perechile astea? Ia scrieți și voi în secțiunea de comentarii, vă plac perechile astea de Sesame? Nu mai mult, mai puțin de $686. Mamă, bă, $686 perechea asta, insane de mult. Perechea asta, sincer, retail. Dar cred că s-a vândut foarte mult timp la retail și acum a crescut foarte mult prețul, pentru că e o culoare din asta neutră, la așa. Nu cred că e 686, văd că HSB e $312, deci se învârte undeva pe la vreo 250-275 de euro, cred că, deci nu e exagerat de mult. M-am speriat, mă, $686, wow, nu, deci da, ok. Că n-am dat chiar foarte mult, când a apărut să nu era. Am Adidas Easy Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow, care sunt $660, da. $660 ăștia, băi, erau 1500-1700 de euro perechile astea după ce s-au lansat, pentru că s-a lansat un număr mega limitat de perechile astea, așa, Frozen Yellow. Știu că aveai și anul la noi în București o pereche din asta de Frozen Yellow și era toată lumea gen, wow, bă, cum e perechea asta, cum nu știu ce. Și după l-a mai dat Kanye, cred că vreo 3-4 release-uri și s-a pișat pe toată lumea care avea perechea de dinainte. Și bă, că e cam $366 highest bid-ul, deci se învârte undeva pe la $325. Ăștia i-am umblat, tată, zbat. Da, bossule, Adidas și sunt făcut să-i porți, chiar dacă asta ți-o zic eu care am tot ce am aici în spate, dar Adidas și sunt făcut să-i porți. Hai de capul lor, i-am cam distrus, ăștia or să intre la colecție și or să rămână, nu o să am de gând niciodată să vând ce am aici, ci din contră o să vreau să adun. Creier, nu vindeți, bă, niciodată, chiar dacă îi purta și distrugeți, țineți-i că la un moment dat poate să bubuie o pereche, să ajungă la 5-6 mii de euro, o să vin spun 1000 dacă e distrusă, știi? Cele mai comode perechi de papuci pe care eu le-am văzut până acum sunt perechile astea de Easy Slide, sunt un pic cam scumpe, adică 7 milioane să dai pe pereche de Easy Slides la resell mi se pare destul de mult. Prețul de retail e acceptabil-ish, e undeva la 389 de lei, ceva de genul ăsta, prețul de retail la chestiile astea. Nu pot să zic că mă omor după ei la modul de preț, dar pentru mine sunt best choice, adică sunt best choice din punct de vedere al comodității, dar la prețul ăla, sincer, nu pot să vă recomand să vă
luați o asemenea pereche de papuci, că ar trebui să fiu eu idiot. Și pe ăștia am dat 550 de lei, pe ăștia am dat 600 de lei și pe încă ăștia... Vreau și onyxurile. Dacă are cineva onyxuri din astea negre pe care le vedeți chiar aici, onyxurile astea măsura 46 pentru că trebuie să vă luați one size up, le vreau și eu pe alea. 600 de lei, ăștia o să-i încalț acum pentru că mă simt, nu știu. Și ăștia, mă, frate, am uitat de ăștia. Ăștia îi lăsăm... Antlia Reflective, mâncava-și gura voastră câte perechi din astea am prins la Taic, nu vă vine să credeți. Efectiv, cred că am prins vreo 3 sau 4 perechi din astea la Taic atunci la raffle. Imediat, 188 de dolari sub... 688 de dolari perechea asta de Easy 500. Eu mă uit așa la Mădălin, văd că prețurile sunt astea și după mă uit ușor la HSB de acolo în colț în stânga, știi? Și realizez eu cam care-i prețul pe bune. Deci 172 de dolari, deci se învârte undeva pe la 150 de euro perechea asta. Mă, dă, vezi că ai văzut prețurile greșit. Super Moon Yellow de la Easy 500 sunt foarte urâți. Sunt oribili. I-am pur... Sunt comozi, sunt urâți, dar sunt comozi. E o pereche destul de interesantă perechea asta de Easy 500, nu știu, mie nu-mi place, adică mi se pare destul de interesantă. Da, i-am... Oribile, oribile chestiile astea, nu știu, nu-mi plac deloc chiziurile astea așa înalte. Nici 750-urile când s-au lansat, am avut o pereche, nu știu, nu-mi plac. Mi se par ciudățele Easy-urile astea înalte, nu știu de ce, poate nebunia mea. I-am forjat, nu? I-am forjat. Ei, bun de basket și nici nu se strică talpa, uite, deși dacă pe ei forjat, n-are talpa nimic, ești nebun? Sunt tanci. Stai de răbucâi, 1200 de lei. 1200 de lei, deci cam pe acolo, undeva pe la vreo 250 de euro se cam învârt perechile alea, dar sunt niște perechi, din ce știu eu, sunt performance, adică nu sunt perechi de lifestyle, sunt perechi performance de basket, perechile alea de Easy-uri. Ca asta a încercat Kanye să se axeze un pic și pe perechile astea performance, pentru că el n-are nimic în colecția asta de Easy Performance. Astea au fost 1200 de lei. V2 Antila non-reflective. Astea sunt non-reflective, nu sunt cei reflective, că astea sunt aia puțin reflective-urile mai reflective-urile alea un pic mai șmechere. Am aici 77.5, nici măcar nu mai țin minte ce mărime US am pe ăștia. Jordan 1. Haideți că am trecut la perechile de retro 1, hai să vedem. Sunt 415 dolari. 297 Mădălin HSB, se învârte pe la 250-270 de euro perechea asta cel mai probabil. Bă, e o pereche interesantă. Tumble de Roland îmi place destul de mult, dar overall clar, perechea de 1.0 Pine Green este mult mai șmecheră și mai e varianta asta de Lucky Green, care îmi place mult mai mult decât perechea asta de 2.0, nu știu clar, de ce. Clar, i-am luat de ceva vreme, nu prea am mai purtat în ultima vreme, probabil doar de 2 ori, din câte țin minte. Returile pe negru să fie ambele negre. Nu mai faceți chestia asta, vă rog, eu pune și returi roșii cu negre. Mi se par nașpa, mi se par de copil mic, nu știu de ce. Poate e nebunia mea, că când eram mic făceam chestia asta, iar acum mi se pare nașpa, dar nu știu, nu e, mie nu-mi place, adică vă zic sincer, mie nu-mi place chestia asta. Negre pentru că deja mi s-a acrit să am și returi de culori diferite. După cum vedeți, la ăștia tot am schimbat și returile și îmi cam pare rău. După aia venim cu Jordan 1 Retro High Zoom White Racer Blue, care sunt 670 379, Mădălin, vezi acolo în stânga, nu-ți mai zic de acum, dar ținem cont că sunt acolo în stânga prețurile la HSB, cam pe acolo cred că se învârt. Bă, e tare perechea asta de Racer Blue, s-a lansat fix după perechea de Dior și de asta a bubuit așa de mult, pentru că calorul ăsta nu e ceva wow, adică perechea overall e un carton ordinar, o am și eu, am făcut review, cred că e al doilea review de la mine de pe canal la perechea asta. Ordinărie mai mare ca perechea asta din punct de vedere al materialelor, eu n-am văzut, prețul ăsta nu se justifică absolut deloc, dar seamănă cu perechea de Dior la calorul, așa că de Nike. Asta face mereu. Și 9 de dolari, din câte vedeți, plasticul ăsta s-a mai îngălbenit pe ei, dar trece timpul și valida și să învechesc. După aia venim cu perechea mea preferată de Jordan 1, care sunt Jordan 1 Fearless, din care sunt 6. Da, criminală perechea asta de Fearless-uri, efectiv, bă, wow, am prins-o eu pe site-ul de la Nike pe numele meu, știu că eram la bunica când am prins perechea asta. O por și acum am forjat-o, bă, e purtată bine rău de tot și încă se ține foarte bine patentul ăla, adică mi-a plăcut foarte mult patentul. Dacă vreți să vă luați perechea asta și aveți piciorul mai lat, încercați să vă luați 05 up, pentru că dacă ai un picior mega lat la perechea asta, nu se merită să ții trutul size, pentru că patentul ăsta strânge foarte mult ca la podul, nu știu de ce. 61 de dolari și ăștia. Am mai vrut să mai cumpăr o pereche, că ăștia îmi intră foarte greu pe picior, doar dacă scot tălpicul și probabil o să... E, vedeți? Asta vă ziceam. Mai cumpăr încă o pereche să-i pot purta și eu, pentru că ai Adidas și tăi preferați în mână, dar nu poți să-i porți că stai așa, știi, cu deget. Tu ca tu, dar eu ca Mizi Nike Tanurile alea care sunt 42,5, mâncava jugura voastră și nu poți să le porți, stau acolo în raft. Ah, oribil, și știi că e ai în mână și bă, e o pereche pe care, da, în fine, știți foarte bine, știți că e efectiv all-time grail-ul meu acea pereche. Da, Core Purple 3.0, destul de interesante, le am și eu aici, materiale de pe ele destul de bune din punctul meu de vedere, nu-mi place patentul ăla care e așa mov, nu știu, nici patent nu pot să-l numesc, chestia lucioasă, metalicul ăla, așa, nu știu, nu-mi place cum se vede și cred că o să fac un cracking foarte, foarte mare în timp. Jordan 1 Retro High Dark Mocha, ăștia sunt foarte noi, deja le-am purtat de câteva ori, sunt 679 de dolari, sunt foarte... Ăștia cam pe acolo
se învârt pe la 679 de dolari în moment de față. Deci ești ce? Nike iar a făcut drăcie. Ia vezi aici. Ia vezi perechea de mocauri. Ia vezi-le. E, efectiv, Nike, bă, sunt Dumnezeu pe marketing din punctul meu de vedere. Bă, mi se pare insane că sunt Dumnezeu pe marketing. Lansează o pereche hype într-o colaborare din asta. Boom! Și după lansează o pereche normală la ei. Vă dați seama hype ce se creează acolo. Se zgârie foarte tare pentru da, că aici... Da, nubuc ăla e nașpa. O piele întoarsă da, pe nu ei, e da. Piele întoarsă, e nubuc, dar se face ca dracu, sigur. Aia e, sunt superbi. Deci pot să spun că și ăștia intră printre preferații mei. După aia mai trecem încet încet pe SB-uri. Ăștia sunt ultimii mei Adidas. Haf, Mădălin, fii atent. Hai să-ți explic ceva. Deci sunt Nike Dunks. Hai, ăștia, da? Mai avem varianta de Nike Dunk normal, da? Care sunt ăștia. Da? E, și mai avem și varianta de SB, care sunt ăștia, care au limba groasă. SB-urile au limba groasă, Nike-urile, Dunks normale, au limba normală. Ei bine, acum, ca să nu fiu eu ăla cărcotaș, trebuie să vă zic ceva, bă, sincer. Când eram la începutul lumii astea adidasilor, bă, eu toate perechile de Dunks le denumeam SB. Eu nu știam că SB-urile sunt alea cu limba mai groasă. Așa că n-am de ce să-l blamez pe Mădălin, dar am zis să vă zic și vouă ca să știți. Perechile de SB, cele cu limba mai groasă, sunt cele pentru skateboarding, e altă ramură de la Dunk, știți? Că și perechi de Retro 1 există SB, cum avem perechea de LA to Chicago, perechea de New York to Paris. Doar că și acolo este complet altceva. Deci perechile de SB se delimitează de perechile normale prin anumite detalii, prin anumite materiale. Sunt niște chestii destul de diferite acolo. Nici măcar nu i-am purtat, sunt noi nouți. I-am luat. Vreau și eu embușurile astea. Wow, cât de mișto sunt embușurile astea negru cu alb. Pentru că îmi plăceau foarte mult ăștia la alții. Și aici. Bombă și ăștia. I-am prins la tiche pe aia. Pentru că după cum vedeți, stați să iau. Ambii sunt embuș. Vedeți aici semnul de la Nike. Bă, când s-a lansat chestia asta, am zis că nu e posibil să lanseze o pereche de Dunks care să fie așa de ciudată, dar da, e șmecher, nu știu, mie îmi place. Kick, continuă puțin. Îmi place foarte mult modelul ăsta. Mai sunt și pe verde și pe roz. Pe roz nu-mi place, pe verde pot să spun că îmi place. Eu am avut și pe aia pe verde, dar aia pe roz cred că știi mai șmecher, Mădăline, te contrazic aici. O să pun chiar aici o poză cu... E, hai, Mădăline, am înțeles că te iei de mine, ei, da? Știu ce ți-am făcut, da? Mi-a vopsit Georgescu, da. Un roz, unul albastru. Eu i-am făcut cu perghel. Trui, știi ăia? 15.000 au fost la oameni. N-au fost 15.000 măduță niciodată, sunt vreo 3.500. Acum, cred că atunci când ți-am stricat eu erau vreo 1.000 de euro. Nu știu exact, probabil Georgescu mă ajută acum, dar nu vă... Da. Revenim la Nike Dunk High Ambush Black and White, 713 da, mă, dolari. Da, insane ca și preț perechile astea, insane. Nike Dunk High Ambush Deep Royal, care sunt albaștri, care sunt 379. Da, așa mai ieftin, așa ok. Sunt la jumate de preț ăștia față de ăștia și nici nu mă mir, okay. Pentru că de obicei perechile care sunt alb-negru sunt mult mai căutate. Încet, încet ne îndreptăm. Da, culorile basic de obicei sunt mult mai căutate. Spre altceva, Nike Dunk Low, ăștia sunt ceva rău, ăștia sunt Off-White, Nike Dunk X Off-White, lot 21 din 50, sunt 50 de perechi combinate în toate felurile posibile. Ăștia. Da, sunt 50 de colorway-uri, nu chiar 50 de perechi, dar sunt 50 de colorway-uri de la lot 1 la lot 50. N-am nicio pereche din loturile astea și chiar mi-aș dori una. Nu sunt mai mult, nici mai puțin de 774 de dolari. Insane cât s-au dus loturile astea. Bă, imediat ce s-au lansat erau 250, 300, 400 de euro zi. Bă, și acum s-au dus la niște prețuri, s-au apropiat toate loturile aproape de lot 1 și lot 50. Și nu mă așteptam să crească în halul ăsta, bă, loturile astea, bă. Wow, chiar mi se pare foarte mult ca și preț, adică pentru o pereche care s-a, pentru niște perechi care s-au lansat așa de multe. Dar mai sunt niște dunk-uri. Și astea frumoase dunk green-urile, astea Spartan green. Prima coleție când a scos dunk-urile, mai erau și pe roșu și pe ceva galben cu albastru. Michigan-urile și University Red-urile. Chis din câte țin minte, dar i-am ales ăștia, ăia roșii nu i-am găsit niciodată, dar da, mișto și ăștia și mișto și galben și albastru, dar ăștia sunt mult mai frumoși și ăștia costă 1120 de... Sunt vreo 750-775 de euro, zic așa, perechile. Sunt destul de interesante și îmi place Spartan Green-ul ăsta, Pine Green le numesc ele, dar e un Spartan Green. Jordan 1 Low Cut Purple Black, 266 de dolari. Urâtă pereche, fără să te super pe mine. Urâtă pereche. Nu i-am mai purtat, nu prea mi-au mai plăcut. Mi-a venit să-i dau. La un moment dat am avut și pine green-urile de la ăștia. Probabil tot undeva la 300 de dolari erau și ăia, dar i-am dat cadou ca prostul, că Mădălin e bun. Nike Dunk Low White Black, ăștia sunt ai Ilinca, nu am purtat. Panda. Le zic, nu le zic, le zic Panda. Nike Dunk. Sunt Panda ori, sunt Black and White, așa e. Dar denumirea lor în lumea asta Adidasilor este clar, este Panda. Low, adică azi aspect Panda. Panda este doar probabil porecla când vine vorba în industrie. Da, da, pe așa știam. Nike Dunk SB Panda. Nu se SB, Mădălin, nu se SB. A, nu, a, Dunk-uri, mă, ce prost. L-a lămurit Ilinca repede. Am SB.
ochi. Dunk-uri, da, $10. Vezi că sunt destul de scump. Urmează și ăștia la alți. Ăștia sunt foarte, foarte frumoși și am găsit la $180. Interesant colorul ăsta pentru o fată, adică de băiat nu mi se pare așa wow, dar de fată este mega interesant colorul ăsta. Și le zice Lime. Da, știai? Da. Da, sunt foarte frumoși. Deci dacă aș găsi să iau și eu ăștia, băi, ăștia nu i-am mai purtat deloc. Bloodline. Au fost uitați acum. Bloodline sau Bloodline? Da, Bloodline cred că. Ăștia. Fii atent cât sunt. $464. $262 acolo, deci undeva pe la vreo €250 maxim. Bloodline-urile. Jordan 1 Retro High. Bloodline-urile. 464, mă. Destul de interesante, dar nu-mi plac și returile alea, Mădăline, cum le-ai pus. De ce ai pus și returile așa? Asta a fost a doua mea pereche de sneakers, care acum Mus, sunt Retro 5-urile astea, camu. Cred că chiar pe ei, da, sau poate puțin mai puțin. Sunt undeva pe la 175-200 de euro maxim perechea asta, adică $368 mi se pare mult. Bă, perechi de Air Force destul de interesante, văd care acolo o pereche de custom de la Graure, ultima de acolo din dreapta de la mine. Văd niște perechi de triple white, o pereche de pixeluri, o pereche cred că alea charm-uri ce e acolo și mai e o pereche aici în mijloc, nu știu ce e asta. Uite fix asta, nu știu ce e. Asta e pereche de pixeluri, asta cred că e o pereche de charm-uri. Astea sunt custom și astea de aici cred că iar sunt niște pixeluri, dar urâte pixelurile astea gri. Am dat $650 pe ei, ăștia sunt 600, dar sunt custom făcuți. Sunt tari custom-urile, ăștia le-am sunt iar undeva la 500 maxim. Dar ce sunt ăștia? Bă, urâți, scrieți-mi și voi în secțiunea de comentarii cum se numește colorul ăsta sau un cod, vreau și eu să-l văd, dar gen mi se pare urât rău. Zice și la ăștia 400-500, dar știu sigur că ăștia de la ăștia la alții în jos, așa că te spune aici așa se adună. Ăștia maxim $300. Cam pe acolo purtați, poate chiar și mai puțin. Tată expre, când vine vorba de Y3-uri, uite. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, ăștia Y3-urile astea au fost puțin mai scumpe. Le are și un tovarăș de-al meu Răzvan Y3-urile astea așa, gen culoarea asta, nu știu. Mie unul nu-mi place deloc, mi se pare de mega cocalar, nu știu de ce. Chiar mi se pare de mega cocalar. Nu-mi plac mai Y3-urile astea înalte, nu știu de ce. Chiar nu știu de ce. Ăștia sunt 1800 de lei, nu știu dacă prețul de retail. Undeva. Cred că n-o să-i mai găsi. Cred că colorul ăla nu. Ăștia au avut toți același preț pentru că m-am uitat expre să vă zic cât costă. Deci sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți. 6 ori 1300. Nu, ăștia au fost 7800 de lei. 7800 de lei alea. Bă, eu n-aș da banii aia pe perechile alea de I3. Te exagerat de scump pe I3-urile astea. 1800. Și acum mergem la designer, singurii care mi-au rămas. Singurii pe care i-am mai purtat și chiar îmi plac. Oțiurile alea de aici, le-am luat noi de ziua lui chiar acum 2020, da, astea le-am luat noi de ziua lui în 2020, sau da, 2020 sigur, nu 2021, nu 2020 cred că, nu 2021, în 2020, de la ziua lui pe 2020 pe astea le-am luat, că știu că după ce am fost la ziua lui am fost să filmez cu Dragonul. Destul de interesant, îmi plac perechile astea de oții, adică vă garantez că dacă vreodată o să am vreo colaborare cu vreun magazin din ăsta de haine high-end, care o să aibă Off-White și să-mi iau ceva Adidas, doar oțiurile astea cred că o să-mi le iau, sau Odyssey, nu știu cum se numesc, dar perechile astea îmi plac foarte mult cum arată și trecurile alea de la Balenciaga arată destul de interesant. Ia să vedem totalul. Găsiți jos. $18,203. Bă, mă dă, o să zic că o să trebuiască să mai tai undeva la vreo 30% din prețul ăsta ca să știi prețul real al colecției tale. Ți-o zic sincer, n-am de ce să te mint sau ceva. Dar nu mi se pare o colecție urâtă, mi se pare că ne cam mulăm unul pe gusturile altuia. Știam foarte bine ce are Mădăline în colecție pentru că ne știm de atâta timp. Ei bine, cred că cam asta e, fraților, cu vlogul ăsta. Mădăline, ține-te de treabă, cumpără-ți Adidas și vreau să vedem alte clipuri cu colecția mea la anul, poate peste 2 ani. Și da, fraților, eu am fost Georgescu, asta a fost clipul de astăzi, duminică, și miercuri vă aduc clipul cu Ian, Aerozen și cu Flori. Să dați follow și pe TikTok la Georgescu, apăsați și butonul ăla de subscribe roșu pentru că nu vă costă absolut nimic și eu vreau să fac 100.000 de abonați până la finalul anului. Și da, fraților, eu am fost Georgescu și noi ne vedem miercuri la un alt vlog. V-am pupat, pa!